După 4 luni de la înființarea primei școli de volei din Craiova. Bună seara! După 4 luni de zile am reușit să pregătim o echipă și deja suntem înscriși în campionatul național de mini-volei. Vom avea 4 turnee. Avem un grup de 50-60 de copii. Ne desfășurăm activitatea la sala Voința, sâmbăta și duminica de la 9 la 10 jumate. La școala 39, sâmbăta și duminica tot de dimineață, la Bibescu în Craiovița și la Colegiul Național Odobleja. Ideea e ca să avem mai multe puncte deschise, de acolo, adică să participe toți copiii care vor să facă sport de masă și dintre ei așa să facem o echipă bună, să facem performanță, de fapt, uite. Suntem înscriși după numai 5 luni de zile în campionatul de minivol. Câți copii s-au înscris? Cum? Avem 50-60 de copii, dar acum e vacanță. Probabil când va începe școala vor fi mult mai mulți, dacă ne desfășurăm în 4 puncte la activitatea. Deci suntem foarte mulțumiți. Copiii iubesc voleiul. Unde vă vedeți peste un an cu școala? Peste un an sper să jucăm în cel puțin o semifinală de campionat național la minivol. Vă mulțumim. Și să fim foarte, eu știu, să peste 100 de copii să practice voleiul de performanță. Vă mulțumim și succes. Vă place la volei? Da! Succes și vă mulțumim. Da!